Voleibalistele de la Știința Bacău sunt ca și calificate în Final Four-ul Diviziei A1. Studentele au câștigat cu 3-1 pe terenul lui SCMU Craiova în runda a 14-a campionatului și au majorat diferența față de principalele contracandidate la locul 4. În partida de la Craiova, la Știința și-a făcut debutul și noua achiziție croata Nicolina Kovacic. Punct ochit, punct lovit pentru voleibalistele Științei Bacău. Echipa băcăoană a învins sâmbătă la Craiova cu scorul de 3-1 în runda 14-a diviziei A1 și a ipotecat prezența în Final Four. Un obiectiv atins în devans cu 7 etape înaintea de finalul sezonului regulat. Singură matematică ar mai putea da planurile Științei peste cap. Deocamdată însă cifrele sunt de partea studentelor, care au 3 puncte avantaj față de Penicilina Iași și 4 față de Craiova. Pentru Știința, meciul cu SCMU Craiova a fost mai greu pe hârtie decât în teren, spre deosebire de jocul din tur, când s-au impus cu 3-2 după ce au revenit de la 0-1 și 1-2. De data aceasta, băcămancele n-au întâmpinat probleme majore. Au câștigat primul set la 15, l-au cedat pe al doilea la 14, iar în actul 3, care a fost și cel mai echilibrat, s-au impus cu 25-23. Astfel, ultimul set s-a dovedit mai degrabă o formalitate pentru oaspete, care au avut câștig de cauză cu 25-17, respectiv 3-1 la general. În meciul de la Craiova, la Știința, și-a făcut debutul și croata Nicolina Kovacic. Achiziționată în urmă cu o săptămână, Kovacic are 24 de ani, poate juca fie trăgătoare, fie ca universal și a evoluat ultima dată în Spania la formația Oxidoc, Palma de Mallorca.